Un astfel de eveniment a avut loc și miercuri, când din cauza presiunii apa a țâșnit din conductă, iar cenușa lichidă a ajuns pe terenul unde o familie de dolgeni cultivă căpșune bio. Proprietara terenului respectiv spune că nu este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. Această problemă este veche. Am făcut reclamații, sesizări, dar se pare că nimeni nu ia o măsură pe termen îndelungat. Se fac reparații pentru moment, după care incidentele reapar. Prima problemă de acest fel a fost semnalată în iulie 2016. Avem aici o cultură de căpșuni bio. Anul trecut am pățit același lucru. Am sesizat de fiecare dată garda de mediu, dar nu se întâmplă nimic, a menționat proprietara terenului. Reprezentanții sucursalei Electrocentrale 2 Craiova susțin că în acest caz nu poate fi vorba despre poluare. Este apă reziduală care, spune directorul CET 2 Craiova, nu este dăunătoare. Este vorba despre o avarie la o conductă de transport. A apărut un por în conductă și țâșnește apa reziduală. Nu vorbim în acest caz de poluare. Se lucrează în zonă și treptat vom înlocui tronsoanele de țeavă uzată. Acolo nu este cenușă, nu este amestec de apă cu cenușă, ci este apă uzată fără cenușă și zgură, a menționat Dan Vasile, directorul sucursalei Electrocentrale 2 Craiova. Autoritățile de mediu nu au putut fi contactate pentru a oferi un punct de vedere.